Consiliul Județean Sibiu a recepționat în data de 19 iunie construcția unui nou pod care deservește două sate ce țin de comuna Păuca, Bogatul Român și Broșteni, care riscau să rămână izolate. Un vechi pod din nen, existent inițial, se distrusese de mai mulți ani, iar varianta ocolitoare pentru drum era puternic afectată de alunecările de pământ, cauzate de configurația terenului și de afluenții puternici. Este o construcție deosebit de importantă pentru comunitățile din Bogatu și Broșteni, care în cazul ploilor abundente erau direct afectate și efectiv izolate. Podul recepționat ieri este un pod pe grinzi din beton armat, îmbrăcat în mixtură asfaltică, cu o lungime totală de 24 de metri și o înălțime de 8,60 metri. Lucrările au inclus și amenajarea albiei, datorită pantei longitudinale considerabile, pentru a împiedica alunecările. Costul total al lucrărilor este de 2.574.000 lei.